Polkadot, vom vorbi astăzi, vedem că a avut o scădere destul de mare în ultimele 24 de ore și vă puteți uita peste light paper-ul ăsta. Eu personal sunt încântat de ce au scris ei aici și câteva puncte cheie: scalabilitatea, puterea comunității, guvernanță transparentă și cel mai mult îmi place arhitectura Polkadot. Hei, salut! Vasi aici și bine te-am găsit la acest nou video de acest tip. Sper că îți place foarte mult acest tip de content pentru că o să avem în continuare multe videouri de tip analiză fundamentală. Videouri care vă pot ajuta să vă faceți o idee, să vă filtrați informația și să începeți să investiți în proiecte cu propriul vostru research, fără a mai asculta de unul și de altul. Dacă îți place acest video, nu uita să lași un like, lasă un comentariu, dă un subscribe și aprinde clopoțelul pentru că mă ajută tare, tare mult să ajung la cât mai multe persoane să primească informații de calitate și nu uitați că acest canal este făcut strict informativ pentru voi, să vă ajute, pentru că eu mi-aș fi dorit foarte mult să am pe cineva la început care să-mi arate toate aceste detalii, care costă, în primul rând, foarte, foarte mult timp, research și nervi. După cum v-am obișnuit, începem cu piața. Vreau să vă arăt câteva detalii, ce s-a mai schimbat. Cumva zilele trecute am avut o creștere, acum am avut o scădere și lucrurile astea nu sunt atât de normale pentru că, după cum vedeți, market cap-ul este puțin peste un trilion. Volumul a fost destul de mare, dar au fost și mai multe shorturi. Cumva în ultima vreme s-au scos de pe exchange-uri sau s-au transferat foarte mulți Bitcoin, foarte mult Ethereum și ca o știre nouă pentru voi, vreau să vă spun că de pe 15 septembrie aproximativ o să se oprească mineritul de Ethereum și o să se treacă de la Proof of Work la Proof of Stake, ceea ce înseamnă că poți deveni delegator dacă ai undeva la 35-40 de Ethereum, adică poți face staking sau poți pur și simplu să faci un venit pasiv din Ethereum. Bineînțeles, nu foarte multe persoane beneficiază de acest aspect pentru că pur și simplu îți trebuie destul Ethereum. Mergem pe Bitcoin, vedem o scădere de 13%, Ethereum scădere de 18%, după aceea a avut un bounce de 20-30%, stablecoin-urile la locul lor, la fel o scădere pe BNB, ne mai uităm peste Solana, o scădere, Polkadot-ul, despre care o să și vorbim astăzi din această analiză, are un preț bun din punctul meu de vedere de acumulare. Eu personal am avut un feeling și am mai vândut atât din Solana, cât și din Polkadot, cât și din BNB, când am prins acel bounce pentru a acumula, bineînțeles, la scăderi. De ce nu? La fel și Avalanche-ul, o scădere, dar și cam toată piața a scăzut cu o medie de 18-25%. V-am zis, scăderile astea nu sunt naturale, cumva piața cripto este foarte manipulată și voi trebuie să știți asta, chiar dacă vreți să investiți, chiar dacă piața cripto vă oferă atât de multe oportunități, să știți că este și destul de riscantă, mai ales dacă nu sunteți educați financiar sau nu sunteți educați pe partea asta de cripto și investiți în tot felul de coin-uri, de exemplu FXG, Coin, Top One, care sunt proiecte, nu știu dacă sunt bune sau nu, dar sunt proiecte care, din punctul meu de vedere, nu au ceva solid la bază fiind adăugate recent. Asta dacă nu ai investit în faza de seed sau private sale. Și vă mai dau un mic exemplu înainte să trecem la analiza Polkadot. Santos, VC Fan Token, vedeți o scădere de 40%, cumva monedele astea sunt destul de speculative, aflându-se chiar în trending, nu aș investi în ele, mai ales dacă aș fi la început, cum poate este cazul tău. Despre proiectul Polkadot vom vorbi astăzi, vedem că a avut o scădere destul de mare în ultimele 24 de ore. Dacă mergem pe 7 zile, vedem o scădere mult mai mare, pentru că a ajuns cumva pe la 9 dolari într-o săptămână, deci cumva am avut o creștere destul de masivă, după care urmează, bineînțeles, și o scădere. Polkadot-ul, un proiect bun din punctul meu de vedere, pe long term. Cumva poate fi considerat un Ethereum killer, cum spun mulți, eu nu consider aceste lucruri. Față de Ethereum, deși are niște avantaje, ca preț de investit, gândiți-vă că supply-ul este de cel puțin 10 ori, chiar de 100 de ori mai mare, dacă nu mă înșel, nu. De fapt, haideți să vedem exact. 1,1
1 billions, cumva de 10 ori mai mare. Ceea ce înseamnă că este greu să ajungă prețul Ethereum, mai ales dacă nu este o monedă deflaționistă, da? Fiind inflaționistă, cumva dacă se bagă tot timpul monede în circulație, atunci se este considerată monedă inflaționistă. Dacă are și un sistem de burning sau un sistem de folosire al monedelor și vor să mai scadă din total supply, cumva este o monedă deflaționistă, da? Deci dacă au un sistem de burning, cum au de exemplu cei de la Ethereum. Mergem pe grafic, mergem pe All, vedem că a avut niște maxime de 47 de dolari și 53 de dolari, cumva prețul mediu cred că ar fi undeva pe la 20, cam pe aici, 20 din punctul meu de vedere. Acum pot să greșesc și nu este exclus acest lucru. Raportat la grafic, raportat la ecosistemul lor, la bază Polkadot-ul este un multichain, o viziune a Web3 care spune că începe de aici. Are o tranzacționare și un sistem economic foarte scalabil. Este o inovație a unui blockchain, spun ei, pentru că rezolvă anumite probleme pe care celelalte blockchain-uri le au, cum ar fi fiurile mai mari, viteza de tranzacționare și acestea fiind cele două principale și, bineînțeles, fiind un multi-chain. O energie mare, o eficiență de energie mare, securitate mai mare, spun ei, guvernanță, staking și bonding. Vedem că au și un blog. Haideți să vedem. Ce este DOT-ul? DOT este moneda nativă al ecosistemului Polkadot, care își propune să fie cheia de funcționare a platformei, cum este detaliată mai jos. Este DOT un ERC20 token? Ce înseamnă asta? Adică este un token al ecosistemului Ethereum? Nu, DOT este moneda nativă a platformei Polkadot, adică are propriul blockchain. Să vedem ce funcții principale are Polkadot-ul. Are trei mari funcții: guvernanță, operabilitate și crearea parachainului Bybonding DOT. Pe partea de staking vedem că Polkadot-ul poate să ne ofere și un venit pasiv, un API de 14,81% cu o inflație, vedem aici, de 7,7%. Până acum, total de nominatori, probabil cei care dețin DOT la staking, este de 35.114 din 50.000. Vedem validatorii, avem 994 validatori din 1200 maximum, activi 297 din 297. Practic, prin intermediul lor putem pune la staking monedele și ați văzut că oferă un randament destul de ok. 154,412 minimum active bond. Trecem și de partea de staking. Mergem pe partea de roadmap. The launch of Polkadot V1 began in May 2020. Aici avem un roadmap care este destul de detaliat din punctul meu de vedere, peste care necesită să vă uitați. Cumva cei de la Polkadot, membrii celor de la Polkadot, inclusiv cred că CEO, a lucrat pentru Ethereum. De aceea sunt așa cumva legați, dar ei spun că au făcut și un upgrade față de Ethereum. Un light paper și un white paper. Light paper-ul este de fapt un white paper, dar mai pe scurt, unde se prezintă detaliile despre upgradabilitate, scalabilitate, overview, arhitectura Polkadot, tokenul DOT, care DOT este, după cum am mai zis, moneda celor de la Polkadot. Mai puțină încredere, mai mult adevăr. Și vă puteți uita peste light paper-ul ăsta. Eu personal sunt încântat de ce au scris ei aici și câteva puncte cheie: scalabilitatea, puterea comunității, guvernanță transparentă și cel mai mult îmi place arhitectura Polkadot, pentru că fiind un multi-chain operează pe mai multe și pe mai multe noduri. Pe aici aveți o schemă completă a chain-ului respectiv, a parachain-ului și a bridge-urilor. Cumva schema asta pare destul de complicată la început, dar dacă citești fiecare lucru de la ce înseamnă validatorii, fishermenii, nominatorii, vei înțelege mai ușor schema aceasta. Dar dacă vreți, într-un video pot să vă explic exact toată schema asta, ce înseamnă fiecare lucru, astfel încât voi să înțelegeți. Nu vreau să stau acum să vă prezint acest lucru, vreau să vorbim mai mult despre potențialul monedei, dacă merită să investești în el. La About Polkadot, a platform for Web3, nu avem detalii despre echipa aici. Founderul Gavin Wood, care a lucrat, din câte știu, pentru Ethereum. When Bitcoin was launched, așa. Co-founder of Bitcoin Biggest Reveal, Ethereum. Da, practic, el este cel care a lucrat pentru Ethereum și acum a pornit propriul său proiect. Deci, cumva, oamenii de aici au experiență, de aceea este un proiect în care tu chiar poți să crezi. Acești doi băieți sunt fondatori sau cofondatori care au
o experiență în Web3 Foundation, are o contribuție în, are în spate o contribuție în blockchain, sisteme de distribuție și criptografia, care criptografia practic este baza criptomonedelor, este baza blockchain-ului. Vedem aici că sunt detalii despre ei în presă, nu sunt doar puse așa să fie. Cumva pare și este un proiect de viitor care, din punctul meu de vedere, se poate acumula pe termen lung. Ați văzut și voi la ce, la ce cote a ajuns și un DCA in, DCA out se poate face pe acest proiect. Am văzut și partea de roadmap, am văzut și partea de light paper. White paper-ul, dacă vreți să îl citiți, vă recomand să citiți măcar un white paper de la o monedă. Treasury, avem aici toate detaliile. Cam atât pe partea asta fundamentală, nu vreau să vă plictisesc cu foarte mult text. Mergem înapoi pe partea de analiză tehnică mai mult. Vedem că are un market cap de 8 miliarde, avem un market cap diluat de 9 miliarde, 400 de milioane în volum și 1,11 billion DOT, un circulating supply și un total supply de 1,22 billion. Mergem pe logaritmic, cumva clar se văd noiembrie-decembrie creșterile masive din bull market 2021. Vedem aici ce spun oamenii, că este dead, DOT, da. Personal, unii oameni sunt bullish, alții sunt bearish pe proiect. Eu consider că este un proiect pe care îl pot acumula pe termen mai lung, având în vedere istoricul, jos, sus, jos, sus, jos și cred că o să urmeze o creștere mai mare în viitorul bull run, care poate fi la finalul lui 2024, începutul lui 2025 sau chiar finalul lui 2025. Cumva aceste lucruri sunt de termen mai lung. Avem un low de 7,27 de dolari în 24 de ore și un high de 7,67. Pe lună avem un low de 6,55 și ne aflăm în momentul de față aici și un high de 9,62. Deci pentru cei care au cumpărat la 6,55 și au vândut, au făcut un 50-60% profit. Vedem pe un an, se află la 6 dolari low pe un an și un high de 55 de dolari. Mergem pe market, se tranzacționează pe Binance, pe Coinbase, pe Gate.io și toate aceste exchange-uri cu mai multe parități, DOT-USD, DOT-BUSD, DOT-USD și USDT, stablecoin-uri și, bineînțeles, alte monede, de exemplu, DOT și DOT-ETH, DOT-BDOT cu DOT, DOT-USDD, DOT-ETH, DOT-TRY, DOT-BTC, Bitcoin. Date istorice, vedem aici toate prețurile, absolut, pe CoinMarketCap, news-uri, aici toate detaliile și mai multe informații. Bun, pentru mai multe informații, din punctul meu de vedere, vă recomand să citiți white paper-ul. Ce nu înțelegeți, puteți să mă întrebați, puteți să lăsați un comentariu. Dacă vreți să studiem un white paper al vreunuia dintre proiectele pe care voi le preferați, putem face asta într-un video separat. Nu vreau să vă țin acum în acest video. Totodată, aceasta a fost analiza mea pentru voi, o analiză de fundamente și puțină analiză tehnică. Din punctul meu de vedere, e un proiect bun de acumulat, un preț ar fi ideal sub 5, dacă vedem și sub 6 dolari ar fi ok, pentru că e posibil să mai fie scăderi, dar asta nu poate spune nimeni 100%, deci nu luați literă de lege ceea ce vă zic aici, faceți-vă propriul research și investiți doar banii pe care sunteți dispuși să-i pierdeți, pentru că nu vă ofer consultanță financiară, pur și simplu vă ofer un filtru al viziunii mele asupra anumitor proiecte în care eu investesc sau nu. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un comentariu, m-ar ajuta tare, tare mult. Puteți să-mi lăsați și un follow pe Instagram, Fițec Vasi, împreunat, e singurul meu cont și ne vedem în videoclipul următor. Mersi mult!